Fraților, nu-i deloc îmbucurătoare realitatea din jurul nostru în aceste zile. Pe lângă faptul că Putin ocupă teritorii record în Ucraina chiar în aceste clipe, în dorința lui de a fi pe picior mare la viitoarele negocieri, în paralel culege roadele destabilizării și din celelalte țări europene, mai cu seamă din Europa de Est, pe care vrea să o controleze din nou pe model sovietic. România, bună oară, e în pragul unui mare haos și nu exagerez. Cu toții avem o misiune măreață, nobilă. Vom face istorie, cum am spus, și nu politică. Pe scurt, PSD, cel mai mare partid din România, a încercat cu toate puterile să-l bage pe George Simion în turul 2 la prezidențialele de duminica trecută. Simion fiind considerat un candidat comod, cică, pentru Ciolacu, care e candidatul PSD. Scopul? Păstrarea la putere cu orice preț, chiar cu riscul de a da foc țării. Au scos-o pe Șoșoacă din cursa electorală anume pentru a-l ajuta pe Simion să treacă în turul 2. În ziua votului, planurile au fost date peste cap, pentru că Georgescu l-a întrecut pe Simion. Au văzut cei din PSD din mers această răsturnare de situație și au dat sfară în țară pe la primari să-i aducă voturi lui Georgescu pentru a-l împinge spre turul 2, să nu care cumva să ajungă Elena Lascone. Marea lor frică. Sunt mărturiile unor primari PSD care recunosc aceste fapte. A cheltuit milioane de euro în această campanie doar pentru a ne arăta că stăpâniți războiul. Doar că operațiunea rusească TikTok, nemulțumirea oamenilor față de sistem, plus voturile aduse de PSD, l-au făcut pe Călin Kremlin, Georgescu, câștigătorul primului tur. Și surpriză, Ciolacu a ajuns pe locul 3. Elena Lascone pe 2, diferența dintre ei fiind de 2740 de voturi. Ciolacu cică și-a recunoscut înfrângerea, a zis că își dă demisia din PSD, nu bagă nicio contestație, iar la rampă apare un oarecare Terheș, ex-PSD-ist și aurist, care a luat câteva voturi în cruce. Acest Terheș a sesizat Curtea Constituțională de la București, spunând fără probe evident că voturile lui Ludovic Orban din 3 secții au fost transferate Elenei Lascone. Joi pe 28 noiembrie, Curtea a cerut renumărarea tuturor voturilor din primul tur. Imediat după asta, spațiul public românesc a explodat, oamenii întrebându-se dacă nu cumva PSD, prin înalta curte, vrea să-l repună pe Ciolacu în joc. Da, cel Ciolacu care a recunoscut înfrângerea și a zis că nu are pretenții față de scorul contracandidaților și că nu mai vrea în general să fie în cursa electorală, inclusiv dacă după renumărare va ieși pe locul 2. Cum adică? Păi imaginați-vă că după renumărare diferența de 2740 de voturi dintre Ciolacu și Lascone dispare. Unde? În neant. E o nimica toată atunci când controlezi instituțiile statului. În ultimii 20 de ani doar în Afganistan a mai fost o astfel de situație, cu renumărarea tuturor voturilor. Asta ca să vă dați seama cât de gravă e situația. Cu Ciolacu în turul 2, Călin Georgescu ar câștiga fără probleme. Elena Lascone îl poate învinge, de aceea vor să o elimine toate forțele care visează acum destabilizarea României și împingerea ei în afara umbrelei de protecție NATO-UE. Până una alta, CCR, prin vot în unanimitate, dă un ghiont puternic statului român spre haos, pentru ca războiul hibrid declanșat de Rusia asupra României să ducă la subjugarea țării. Mai mulți juriști, printre care și fostul judecător Cristi Danileț, au explicat că dacă în urma renumărării voturilor se constată voturi în plus sau în minus pentru unii candidați, efectul va fi anularea rezultatelor și reluarea primului tur de scrutin. Nici de cum nu se continuă al doilea tur cu noi candidați. Așa sau altfel, situația e destul de complicată. Să fie clar, Ciolacu vs. Georgescu într-un eventual tur 2 ar însemna Georgescu președinte. Lascone are mari șanse să-l învingă pe Georgescu pentru că lumea a deschis ochii după toate informațiile apărute în spațiul public despre acest Georgescu, care scoate pe gură niște inepții de ți-îngheață creierul. Șansa României este în înțelepciunea rusească, spunea acest doritor de a ajunge în fruntea României. Tot el a mai declarat că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine diplomatică și că a atras România într-un conflict de care n-are nevoie. S-a poziționat așadar ca fiind anti-NATO și anti-UE. Și pro-Moscova. România, în primul rând, vă spun clar, cu subiect și predicat, este protejată total de către planul subtil, este protejată de Dumnezeu. Noi nu avem de ce altceva de făcut decât să transmitem gândul cel bun. NATO nu reprezintă nimic, este doar o asociație de bloc. Nu mai vorbim despre bucuria pe care și-a exprimat-o privind neintrarea României în Schengen. Intră totuși total.
începând cu 1 ianuarie 2025. Apropo, ca o paralelă, fostul ministru al economiei de la București, Florin Spătaru, estima în ianuarie 2024 că România pierde anual 10 miliarde de dolari din cauza neaderării la Schengen. Și astăzi, pentru mine este o mare onoare, subliniez asta în emisiunea dumneavoastră, că nu am intrat în Schengen. Mă bucur că n-am intrat în Schengen. Iar dacă ne aprofundăm în discursul lui mesianic, rămânem hipnotizați pe loc până la primul salvator, care ne va scoate toată cola de noi, tixită cu nanocipuri. S-au predat marfa de plastic, tot ce înseamnă nanocipuri, și intră în tine ca într-un laptop. Că omul nu a ajuns pe lună, că nașterea prin cezareană este o tragedie, pentru că se rupe firul divin, că nu există știință, nici medicină, nimic în afară de Dumnezeu, că face el țeavă de apă potabilă și bate toate țările lumii la economie, gata, uitați de petrol. Toate aceste inepții au fost rostogolite în ultimele săptămâni pe TikTok și au acumulat zeci și zeci de milioane de vizualizări. Omul zice că a cheltuit 0 lei în campania electorală, dar TikTok-ul dădea pe afară deja de la fața lui. Tot felul de filmulețe cu muzică rusească pe fundal, comparații cu Vladimir Putin pe cal, trântindu-se cu ursul sau notând în apă rece ca un adevărat Vladimir P. Vladimir Putin de ce nu este iarăși un lider? Vladimir Putin este un lider. Credeți că în momentul de față... E printre puțini lideri. Investigațiile jurnalistice din România au demonstrat că aceste milioane de vizualizări au fost create artificial, cu ajutorul fabricilor de troli care au scris mii și mii de comentarii cu mențiunea „votez Călin Georgescu”. Aceste comentarii erau băgate și la Joana, la Elena Lasconi, la Ciolacu, la Ciucă, la videouri despre mâncare, despre restaurante. Peste tot apărea „votez Călin Georgescu” prin comentarii. Iar dacă câteva mii de troli dau like la o postare în primele secunde de la publicare, plus bagă câteva mii de comentarii, aceste hipnotizoide cu Georgescu în rol de instrument putinist se viralizează în 2 timp și 3 mișcări. G4 Media a scris că operațiunea Georgescu a fost plămădită de fapt pe Telegram. Acolo trolimea primea instrucțiuni, scenarii, documente în format Word cu discursuri transcrise ale lui Georgescu, în care se adresează populist, cel mai probabil pentru difuzare și includerea în TikTok-uri. Acești voluntari au discutat pe Telegram și despre bani, că doar n-au muncit degeaba. Așadar, scenariul Șor a fost implementat cu succes și la București. Șor a fost cât pe ce să deturneze referendumul de la Chișinău exact prin aceeași schemă, cu oameni plătiți pe Telegram, tot voluntari, care au primit la fel indicații și scenarii anti-UE, anti-NATO, anti-Maia Sandu, anti-referendum. Apropo, prorusul Igor Dodon s-a arătat mulțumit de rezultatul lui Georgescu, a scris asta pe toate rețelele sociale. Când a mai făcut Dodon vreodată acest gest în raport cu vreun alt candidat de la București? Când în general a vorbit Dodon despre alegerile din România? Niciodată. Sputnicul rusesc tot l-a luat în seamă pe Georgescu, citându-i afirmația: șansa României este înțelepciunea rusească. Iurie Roșca, cel care a trădat idealul unirii, aliniindu-se cu comuniștii, cel care îl chema pe Putin la începutul invaziei să ne salveze, tot l-a lăudat pe Georgescu acum ceva vreme, spunând că e o gură de aer curat într-o lume antispirituală. Despre Roșca, Dugin, ideologul lui Putin, spunea încă prin 2014 că e prietenul Rusiei. Același Dugin apare în fotografie alături de Georgescu, iar zilele trecute, Dugin, comentând rezultatele alegerilor din România, a spus că dacă va ajunge Georgescu președinte, Republica Moldova nu va mai avea spre cine tinde, deci va muri parcursul european al Republicii Moldova, pentru că România va fi într-o alianță cu Rusia. Больше, если, дай бог, победит этот замечательный патриотический кандидат Кэлин Джорджеску, то на самом деле идти будет некуда, а Молдове. То есть там, если они пойдут в Румынию, то они окажутся быстрее в каком-нибудь союзном с нами блоке. Поэтому здесь вот это, конечно, чрезвычайно важные и неожиданные результаты, потому что все думали, что победит такой классический националист румынский. RIA Novosti, agenția rusă de presă deținută de stat, a transmis informații despre alegerile prezidențiale din România, prezentându-l pe Călin Georgescu ca fiind susținătorul alianței cu Rusia. Să fie clar, Călin Georgescu este un candidat asumat pro-Kremlin, care este gata să meargă la compromisuri cu Vladimir Putin, iar ăsta este un risc mare de securitate și pentru Republica Moldova, nu doar pentru România. Mai mult decât atât, Georgescu nu doar că nu va ajuta Chișinăul în parcursul său european, ce va deturna cursul european al României, pentru că asta vrea Moscova.
România este ținta acestui asalt antidemocratic, iar Rusia este principala beneficiară a destabilizării țării noastre, pentru că interesul este să destabilizeze întreaga Europa prin fragmentarea Uniunii, vezi Fico în Slovacia, Orban în Ungaria. De la stat la stat, modelul aplicat este diferit. În Ungaria a funcționat prin potențarea oligarhilor locali și prin susținere financiară, în Slovacia prin intermediul unui atac informațional similar cu cel de la noi. În acest context este foarte important ca și noi cei din Republica Moldova să ieșim la vot pentru că înțelegem foarte bine ce înseamnă pericolul rusesc, război, cotropire, sărăcie, supunere și dictatură. Putem spune că românii din Republica Moldova au salvat România în primul tur? Da, a fost cea mai mare prezență din istorie în Republica Moldova pentru alegerile din România. Au votat peste 80.000 de români în interiorul Republicii Moldova. În diasporă nu sunt cifre exacte pentru că au fost luați împreună cu diaspora românească, dar trebuie să luăm în calcul că cei mai mulți basarabeni cu cetățenie române sunt în afara Republicii Moldova. Deci acolo au votat, cred, încă peste 80.000, pentru că peste hotare sunt în mare parte cetățeni limpezi la minte, care știu ce înseamnă pericolul rusesc. Tind să cred că în total au votat în jur de 200.000 de basarabeni la aceste alegeri, poate chiar mai mult. Pe intern, românii basarabeni au votat 56,6% cu Lasconi, 20,1% cu Ciucă, deci 76,7% vot pro-european sănătos. Cu Cioloc au votat 6,9%, Gioană 6,67%, cu Simion au votat doar 3,98%. Georgescu nici nu apare pe radar în Republica Moldova. Ar putea apărea în turul 2 pentru că se pompează bani la greu în troli, cu nume și prenume scrise în rusă, care îl laudă pe Georgescu. Aceiași troli utilizați de Șor până acum. La televiziunile lui Șor, Georgescu este apropo martirizat. Zero bani pentru campanie, cică. Zero. Așadar, Lasconi a luat în Republica Moldova 45,5.000 de voturi. Nu punem aici alte 10.000 de voturi venite de la basarabenii din diasporă. Dacă scoatem voturile basarabenilor, Ciolacu ar fi intrat în turul 2 cu Georgescu. O astfel de final ar însemna Georgescu președintele României. Acum, pentru că a intrat Lasconi, Georgescu nu mai poate fi atât de sigur că va ajunge președinte. Prezident, de fapt. La Chișinău, într-adevăr, poate fi salvarea. Sper că în turul 2 vom fi și mai mulți. Dar până la turul 2 trebuie să ieșim cu toții să votăm la parlamentare, adică azi, partide pro-europene, sănătoase, care pot salva România. Iar o Românie puternică va însemna o Republică Moldova puternică și sprijinită în drumul ei spre integrarea europeană. Zic să nu-i facem pe plac lui Dugin, să nu le facem pe plac nici stăpânilor lui. Să nu-i oferim șansa lui Dodon să meargă în vizită la București după aceste alegeri decisive. Și da, o Românie condusă de partide extremiste, pro-putiniste, ar însemna o Republică Moldova lipsită de oxigen și de H2O. Și eu voi merge la vot. Pentru că vreau o Românie care să trăiască în pace, cu o voce puternică în lume și cu un nivel de trai înalt pentru toți cetățenii săi. Bunicii mei, care s-au născut în România, sigur ar fi mers la vot. Poporul român are puterea și înțelepciunea de a-și apăra locul în lume, iar soarta și această putere stau doar în vot. Poporul român este liber. Vă îndemn să votăm pentru o Românie puternică, europeană, pentru o țară liberă. Nici la Chișinău nu-i mai vesel. Ne aflăm în pragul unei crize energetice de proporții. Vineri am aflat că s-a scumpit gazul cu 3,3 lei. Așadar, cu TVA, prețul gazului va fi de 16,6 lei per metru cub. Pentru cei care au uitat, iarna trecută moldovenii au achitat 18,6 lei pentru un metru cub de gaze. După care, în două etape, tariful a scăzut până la 13 lei și 12 bani. De ce am ajuns totuși la această majorare acum, în buza iernii? Păi vor fi audieri publice în Parlament marți. Ministrul Energiei, Parlikov, va răspunde la niște întrebări. Sper că vom afla de ce nu au fost făcute rezerve suficiente de gaz când prețul pe piața internațională era mai mic. Cine a fost cu sabotarea, cine-i cu asumarea și tot așa mai departe. Ce se întâmplă cu tarifele la gaz? Noi nu am fi ajuns în situația asta dacă prim-ministrul Recean nu se opunea să organizăm concursul la Moldova Gaz în luna mai și să numim o conducere nouă. Vadim Ceban putea fi de mult istorie. Nu cer demisia guvernului și nici de cum nu cred în moțiunea de cenzură a PSRM-ului. Eu cred că prim-ministrul Recean a făcut o greșeală când a mizat pe Vadim Ceban.
dar încă nu-i târziu să reparăm greșeala asta. Moldova Gaz a ieșuat cu achiziția gazului vara, când prețul era mai mic, iar acum îl cumpără la prețuri mult mai scumpe și cere majorarea tarifului. Guvernul dă asigurări că vor fi majorate și compensațiile pentru cetățeni, dar agenții economici, dacă nu vor fi oferite compensații și agenților economici, vor crește și prețurile la produse, nu? Deci niciun cetățean, nici o gospodărie, nici un solicitant care va beneficia de compensație, indiferent de tipul de energie cu care se încălzește, nu va primi o compensație mai mică decât 300 de lei. Compensația va varia de la 300 la 800 de lei. Compensația în acest diapazon de la 300 la 800 de lei va fi stabilită într-un mod individual. Totuși, noi trebuie să ținem cont de un aspect important despre care se vorbește mai puțin, și anume depozitarea. Dacă cumpărăm primăvara, unde depozităm acel gaz? Care e prețul final care include și depozitarea? În România nu putem depozita foarte mult. Toată lumea în UE s-a bătut pe depozitare vara asta, mai ales că s-au temut europenii să-și mai țină gazul în Ucraina, după masivele bombardamente rusești. Sper să aflăm răspunsuri exacte și aici. Avem unde depozita dacă am cumpărat gaz, spre exemplu, primăvara când prețurile scad, sau nu? Noi, scenariul de o criză pe malul stâng este un scenariu foarte realist. Deci noi, la moment, nu avem certitudinea că vor fi gaze pentru malul stâng. Și dacă vor fi, cât și la ce condiții. Deci scenariul unei crize legate de 1 ianuarie este un scenariu foarte realist. Noi am trecut prin iarni și mai grele după invazia Ucrainei, doar că acum rușii schimbă macazul. Parlikov, după discuții la Sankt Petersburg cu cei de la Gazprom, nu a primit garanții că rușii vor să ofere în continuare gaz regiunii transnistrene, după ce Ucraina va interzice tranzitul începând cu 1 ianuarie 2025. Pentru că ei au pe unde? Prin coridorul transbalcanic. Nimic complicat. Ba mai mult, sunt obligați să o facă, pentru că există un contract semnat în 2021 pe o perioadă de 5 ani. Dificultățile și o eventuală criză survine din două surse. Prima este eventuală întrerupere de gaze naturale către stânga Nistrului. Acolo trăiesc aproximativ 350.000 de persoane și majoritatea sunt cetățenii noștri și ei riscă să rămână fără căldură și fără electricitate. Și asta se poate transforma într-o catastrofă umanitară. Pentru că sunt cetățenii noștri, noi trebuie să găsim o soluție pentru o eventuală criză acolo. Semnalele sunt că Moscova totuși ar vrea să provoace o criză umanitară în Transnistria, oferind gaz cu țărita, iar energia electrică să nu mai poată fi produsă la Cuciurgan. Ce ar însemna asta? Păi ar însemna o majorare destul de mare a prețului la energia electrică, pe care noi astăzi o luăm din stânga Nistrului. De ce ar face rușii asta? Pentru a pune mâna pe Republica Moldova la alegerile parlamentare. Populația ar urma să fie foarte indignată de prețuri ridicate și ar da vina pe guvernare, votând socialiștii, șoriștii și sateliții lor mai mici. Condiția Gazpromului pentru a livra gaz în Transnistria ar fi ca noi să achităm pretinsa datorie de 700 de milioane de dolari, spune Parlikov. Doar că un audit internațional realizat în 2023 a constatat că această datorie de fapt nu există și ne este băgată pe gât, chiar dacă noi am achitat de fiecare dată tot gazul consumat. Ce vom face pentru a feri Transnistria de criza umanitară? Ce vom face dacă se va scumpi foarte mult energia electrică, pentru că vom putea cumpăra din altă parte, dar va fi mai scumpă? Toată speranța e în ajutorul partenerilor externi, spune Parlikov. Și este foarte bine să știm despre acest lucru cât mai devreme și să spunem, lucrăm cu partenerii internaționali, pentru că aici noi nu vom putea cu certitudine să ne descurcăm fără sprijinul partenerilor externi. Cert e că problema transnistreană va trebui să fie rezolvată, obligatoriu. Nu mai putem sta cu frica crizei umanitare în sân. Dacă nu se face un plan acum, un plan de reîntregire a malurilor, în fiecare iarnă vom reveni la aceeași situație cu frică, panică și stres. Unde mai pui că, așa a zis la televiziune de stat de la Tiraspol, arată toată ziua bună ziua rețete pentru sărbătorile de iarnă. N-au niciun stres băieții, dacă își bate cap Chișinăul pentru dânsii. Anticipate! Anticipate! Anticipate!
E clar că pentru ruși, cetățenii din Transnistria nu mai înseamnă nimic. Un argument care vine să întărească această afirmație sunt bombardamentele recente, efectuate de armata rusă asupra infrastructurii energetice ucrainene din imediată apropiere a uzinei metalurgice de la Râbnița. Astăzi, uzina a rămas fără curent electric. De menționat că Tiraspolul din această uzină face bani enormi, iar decizia de a bombarda infrastructura energetică de care depinde funcționarea acestei uzine spune multe. Acum totuși cel mai important este să ajutăm România să nu fie capturată de Rusia prin partidele extremiste și prin acest călin Kremlin Georgescu. Pentru că o România în haos ar însemna automat o Republică Moldova în haos și în prăpastie. Deci ieșiți la vot, atât acasă cât și în diasporă. La mulți ani, România! Știm ce înseamnă despărțirea. Granițe închise și tăceri impuse de un regim care ne-a vrut străini unul față de celălalt. Interdicția de a circula, comunica, de a ne îmbrățișa. Acum Kremlinul ne vrea din nou în umbra sa. Nu dați crezare celor care vă spun că apropierea de Kremlin aduce pace și bunăstare. Vedeți ce face Kremlinul cu vecinii săi. Îi șantajează, îi bombardează, îi ucide. Vedeți ce face cu proprii cetățeni. Îi pune la închisoare doar pentru că sunt împotriva războiului sau pentru că critică autoritățile. Da, democrațiile noastre nu sunt perfecte, dar revenirea la un regim care este de partea agresorului este un pas înapoi către izolare, sărăcie, dictatură. Nu vrem să fim din nou separați. Nu vrem ca Kremlinul să dicteze relațiile Bucureștiului cu Chișinăul. Dimpotrivă, avem șansa să ne regăsim în marea familie europeană și nu vrem să ratăm această șansă. Prieteni, vă mulțumesc tuturor celor care mă sprijiniți. Vă îndemn să vă faceți un abonament lunar pe patreon.com/nicolaechicu. Cu cafea pe lună venită din partea voastră, această emisiune poate fi văzută lunar de 10.000 de oameni. Vă sunt recunoscător. Eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut a vă spune astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dați un like la acest video și desigur urmăriți-mă pe Instagram. Abonați-vă și la canalul meu de Telegram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând. Pace.